Salutare, la un nou episod, fraților. Bă, băieți, astăzi jucăm Need for Speed Underground. Ce vrea eu să vă zic? De ce am zis asta? Nu știu. Mă rog, ce vreau eu să vă zic este că este un joc care îl jucam eu în copilărie foarte mult, l-am câștigat de câteva ori. Și am zis să-l fac și alături de dumneavoastră. Am uitat să schimb controlul de pe săgeți. Ce retardat sunt. Au. Oare bărbia? Ce pe mine? Poate este doar bărbia. Gata, asta e prima cursă, deci în prima cursă, practic, nu ai... Ai o mașină care ți-o dă jocul ca să te înveți cu jocul cum ar veni. Deci, practic, acum asta nu e mașina mea, o să-mi dea să cumpăr o mașină la începutul jocului și se aude prea tare jocul și nu cred că o să mă auziți pe mine și o să se strice filmarea și mai trebuie să ne zină. Așa, ok. Nu se mai aude motorul. Ok. Deci trebuie să câștigăm cursa asta, după aia ne va da să cumpărăm o mașină. Merg cu 126 de mile pe oră. Ceea ce e super băgarea și piciorul nu se aude motorul, trebuie să dau mai tare, chiar nu. E bug la joc și nu se aude motorul. Dacă nu dau mai tare, sună rău. Și cred că vreți să se audă motorul și o brum, brum. Așa. Dacă se aude prea tare, mă scuzați, dar n-am CSF. Mamă, deci îmi place la nebunie jocul ăsta, frate. Nu, no, trebuie să dau mai ce din OBS, o să vă sun, o să sfârșiți. Cred că așa e ok. Sper că e ok. Da. Deci, o să vedeți, acum e prima cursă, poate e un pic mai plictisitoare, dar o să vă puteți, adică o să pot să-mi cumpăr mașină, o să-mi cumpăr Golf. Știu că înainte uram Golf în jocul ăsta, Golf 4, îl uram, dar acum îmi place Golf 4 GTE. Înainte îl uram, dar acum îmi place foarte mult, frate, și cred că la o să-mi și cumpăr. Odată la nu știu câte turnamente sau ceva de genul se deblochează și o mașină nouă. Două ture, ok. Deci odată la nu știu cât timp se deblochează și o mașină nouă care poți să o cumperi sau poți să nu o cumperi. Nu știu, cred că o să-mi iau Golf sau un Mitsubishi, dar nu că Mitsubishi ți-o deblochează după aia. Honda, cred că era sau nu mai știu, da, Honda. Și da, o să joc după ce termin jocul ăsta, o să joc și Need for Speed Carbon, care da, se vede un pic mai bine, dar totul jocul ăsta îmi place la nebunie, este jocul copilăriei mele. Adică este mai complex, așa, nu știu cum să vă explic, dar Carbonul e așa mai... Îți dă upgrade automat la mașină. Adică bine, poți să-ți dai și tu upgrade. De fapt nu, îți dai tu upgrade, e ca în ăsta, mă, numai că... Nu știu, ăsta mi-a făcut copilăria, frate. Ăsta e blană. Hai, iau pe scurtătură și m-am bușit și rip scurtătură. Mai bine mă duceam pe acolo și nu mă bușeam. Dar e ok, minus 5 secunde. Au. Și vedeți acolo unde mi-arată secundele alea... Bă, nu, eu nu pot să vă arăt. Unde arată secundele alea în colț. Raul Filmare, mă cheamă. Aia cu câte secunde stiei în urma mea. Dar easy a câștigat cursa. Bine, cu mașina asta n-ai cum. Asta mergea cu 200 la oră, lejeră mașina. Deci ok. Yep. Acum, vezi, trebuie să ne cumpărăm. Aș lua Honda, o. Da, uite, top speed. Mai bun. Mai bun Honda, o, bă. Luăm. Circuit drift, clar, medium. Deci acum trebuie să facem bani și Honda aia care am cumpărat-o o să o tunăm, practic. Și asta o să fie super maker. Hai. Trebuie să o tunăm, ea. Nu mai știu să fac drifturi în jocul ăsta. Uai, doar 100, bă! Acum o să fac driftare. Good drift, bine, mă, suntem pe bines. Deci și eu am făcut tot 100, bine, asta la PC-ul, dă-te seama, dacă am dat pe medium o să fie cu dificultate medium. Dar am distrus acum. Dar la drift sper, mai chiar mai ales cu Honda asta, Golful ăla nu prea face drifturi așa de bine, dar Honda asta cum e mai lunguiat, așa face drifturi mult mai bine. Wow. Bagă un drift iară. Mamă, mamă, deci am distrus. Uite ce am distrus, de great drift. 14.000 la 4.000 de avea. 13.000. Mamă, ce distrug, eu fac 3 minute la face de avea 200 cât face. Au făcut 800 sau cât au făcut, că n-am văzut. A, și o să joc mai multe jocuri vechi dacă vreți, pentru că mie îmi plac jocurile old school. Bine, bă, respect, bate în camera asta. Parcă. Yo, yo. Era să dărâm microfonul aparent, dar nu-i problemă. Oh. Dani Mocanu. A, dar în continuu și practic am câștigat cursa. Easy boy, easy as fuck. Și am pus dau customize rate și dau visual body.
front bumper care e 500, deci mi-am stricat toți banii dacă o să fac chestia asta. Deci nu o să o tunez de acum, pentru că dacă vreau să o tunez, vreau să o tunez mai tare circuit, că te... 2 din 111, uite, 111 curse are, gen... 111 curse are jocul și o să fac un drag. Dar de pe A mi se pare că se schimba viteza. Uite, deci, uite ce Windows am acum, băi. Uitați. Gamer Edition, băi. Băi, ce am văzut, e Gamer Edition. Deci de pe A se schimbă viteza, ca să știu. Am scăpat web-ul. Stați un pic, băieți. Stați un pic. O secundă. Trebuie să schimb viteza. Așa. E ok. Nu puteam. Te pun, mă, dar nu mai am loc pe birou. Frate. Deci am atâta chestii pe birou? Uite, 106 mile pe oră. Wow. E bombă mașina, frate. De 100... 100 cât? 170 la oră și nici măcar nu-i tunată. Wow. Ce șmecher e mașina. Și gata, am câștigat cursa. Easy, boy. One sit. Deci am, știu că pe profilul ăla pe care am golful, că ați văzut că mai am un profil pe, ăsta, pe Need for Speed, ăla n-am câștigat cursa asta din prima. Am trebuit să o tunez mașina un pic. Dar super tare. Continue. Da, și 111 curse, nu știu cam câte o să fac, dar ok. Circuit sau sprint? Eu zic că sprint. Ah, last place is bad to be. Asta e competiție foarte mare aici. Deci asta cine e pe ultimul loc, practic, la prima tură, out. Bine, adevărul e că dacă am Honda-ul ăsta care e super șmecher, nu cred că o să prea fac probleme, de ok. Ia uite, bă, că m-au luat ăștia din start. Bă, dați-vă, băi, uite-l pe ăla cu golful, mamă. Ne-a luat ăla cu golful. Da, nu-i bai, golful e mai prea feote cum îl prind din urmă. Salut, frate, ce faci? Uite-l, mă, pe ăsta cu... ce e asta, mă? Nu știu ce e asta, Fiat, cred că e, nu? Ce căcat de mașină e, frate, asta? Nu mă pricep la mașini. Spalet, adică știu doar basic. Oh, se cuie pe aici, cuie pe aici, cuie pe aici. Gata, scurtătură, boss. Da, mama asta merge cu 105.000 pe oră, holy, stai să dau un kilometri. Car. Nu car, display. Nu, HUD. Nu, car, nu. Camera, nu. Car, aici trebuie să fie. Transmission. Tonul ăsta e cum să schimb viteza. Customize. Nu, aici setările. Nu știu unde pot să... Cred că doar din meniul jocului principal pot să setez chestia asta. Că vreau să se vadă în kilometri pe ora, adică era mai șmecher, zic eu. Bă... Hai să vedem. Deci asta e super tare. Holy fuck. Mamă, deci jocul ăsta l-a dorit. Pur și simplu awesome, frate. Și o să vedeți, o să tunam mașina, o să fac mașina gen, nu știu, probabil nu o să o tunez acum și o să o tunez după ce fac mai mulți bani și o să-mi spuneți voi, bine, n-am cum să nu o tunez, pentru că la fiecare cursă adversarii au mașini mai bune, știți ce zic? Deci, practic, dacă nu-mi tunez mașina deloc tot jocul, la un moment dat o să fie de aia care o să mă ia din prima, nici nu o să apuc să plec și o să mă ia și o să fiu pe ultimul loc cu 20 de secunde în urmă. Deci n-am cum să nu tunez mașina, știți, trebuie să o tunez. Dar probabil o să fac un profil în care o să tunez mașina cum vreți voi. Deci asta e super tare. Asta ar fi super tare, de fapt. Sau nu știu. Abar n-am, e super. Sau un Net for... Uite-l, mă, pe idiotul ăsta cu oiță, futuți. Pleacă. Nu te... m-a luat ăla. Hai, prind 100 de mile. Hai, repede. Nu prind 100 de mile. Mă ia ăla. Mă ia și ăla, că la cred că are vreo 100 de mile, pără. Mamă, cine a luat ăla? Trebuie să am grijă dacă mă mai bușez de acum încolo. Bă, nu mă lua, mă! Deci acum plec eu din curtea dacă mai ia asta. Așa, am și reașchitat. Hai, 100 de mile, hai! 100 de mile, frate, așa e, hai că e bine, hai că putem să-l ajungem până la din față. Bine, nu trebuie neapărat să-l ajung, dar până la ultima tură trebuie să-l ajung, că dacă nu o să pierd cursa. 115, dar nu mă mai la kilometraj, că o să... Uite-l, mă, pe bulangiu, frate. Uai, dar ce m-am bușit de prostul ăla, mă. Hai că aici e scurtătură, că prind mai mult. Adică nu chiar scurtătură, dar prind mai mult, că e impantă, știi? Am avantaj. Dacă mă mai bușesc o dată, am pierdut cursă. Dar acum am șanse, că mai e încă o tură. Hai, frate, vină un coace. Hai, frate, vină un coace. S-a bușit! Ha, bine, bă! Dăm orănașii! Hai, mă, că l-am scos. Care? Hai să văd care dintre ei pleacă. Eu zic că ăla cu plus 259 pleacă. Și ăla a și plecat. Ha. Asta e ultima tură, care cred că o să o câștig. Adică sper să o câștig cât de cât timp. De 9 minute filmez, respect. Asta o iau, mai facem o cursă după aia. Probabil
dragul ăla, abanul că dragul l-am făcut, stai. Probabil ăla cu time-ul, adică să fac toată cursa aia într-un timp anume, că ăla mi se pare că îmi dă și upgrade la motor, așa țin eu minte, adică la un moment dat în joc dă upgrade automat la motor. Deci sper să fie cursa aia, dacă nu asta e. Deci o să facem toate 111 cursele pe YouTube și o să mai postez și Hitman, da, mi-am instalat Windows 7, ăsta Gamer Edition și mi s-a șters Hitman, dar o să fac eu progresul până acolo, până am făcut pe videoclip. Hai mă, câștigăm și noi cursa asta, bine mă, frate, fratelor, respect. Și după ce o să joc toate Need for Speed-urile de la ăsta până la cel mai nou, o să le fac și pe cele mai noi, dacă vreți, dacă vă plac jocurile cu mașini, Need for Speed și astea, da, mie îmi plac la nebunie. Și am zis să fac și cu facecam, frate, nu știu, jocul ăsta mi-a făcut copilăria, frate. Jocul ăsta îl jucam, știu că aveam un laptop praf, deci era praf, avea un Pentium 3 cu un core, n-avea placă video și avea 1 giga de RAM sau 512 mega RAM. Ba nu, cred că 512 mega RAM și mă jucam jocul ăsta, frate, toată ziua. Aveam 20 FPS-uri, dar mă jucam jocul ăsta toată ziua. Super tare era. Ok, puteți să facem vreun upgrade sau... Prefer să mai fac una, o să fac sprintul și cred că sprintul fac upgrade la motor. Hai să vedem. Cred că face upgrade la motor, nu sunt sigur. A, nu-mi face. A, ăsta e sprint ăla doar. A. Uite, de ce doar un lep? Uite, ăștia m-au luat, vedeți, ăștia au motoare mai bune deja, uite, vezi? Dar bine, tot o să câștig cursa, că-s buți până la urmă, uite deja cum îi prind, vezi? Dar ai văzut cum mă plecam mai repede și ăștia au motoare mai bune, cred. Au motoare egale sau puțin mai slabe. Hai că apucat să iau pe aici. A, bum, ale, tati. O luat unul după mine, așa e? Da, unul a luat-o după mine. Pot să schimb și camera, dar eu o las aici, uite, pot să dau și mai aproape, dar nu-mi place așa, e nasol și o să las, opa, să las așa. Probabil o să fac și Need for Speed Carbon după ăsta, că ăla e mai șmecher. Adică e mai șmecher la grafica, la alea, mie ăsta îmi place cel mai mult, dar poate unii dintre voi jucați un joc pentru grafică, nu-l jucați neapărat după gameplay, știți? Dar asta e, frate, cine nu vrea să se uite, nu se uite, dar jocul ăsta chiar e preferatul meu, frate, e jocul meu. Jocul copilăriei mele, deci. N-am cum să nu-l joc și să-l filmez, pentru că nu l-am filmat niciodată pe YouTube. Hai că ajungem și noi. Și o să vedeți, o să tunăm mașina, chestii de genul. Deci pentru un joc din 2002 sau nu știu din ce an e. Eu zic că e super tare. Sau 2005, nu știu, sau 2004, habar am din ce an e ăsta. Dar știu că îl jucam când eram copil. Eram tânăr fecior. O să mă iau ăștia acum. Hai. Hai, 100 de mile, dacă prinde 100 de mile, nu mă mai ia. Dacă ies din tunel fără 100 de mile, mă ia. Ai, 90 de mile, și am luat-o și pe drumul mai lung, ce idiotus. Hai, dacă nu prind acum 80 de mile, mă ia. M-a luat, uite-l. Oh, așa, bușește-te. Hai că le-au, hai că le-au. Pe ultima 100 de metri, frate, pe ultima 100 de metri, bă. Oh, l-a luat pe ultima 100 de metri, nu te cred. Boss, mamă, ultima 100 de metri, ești prost. Uai, ce am crezut că pierd cursa, bă. Continuu, hai că acum ne tunăm un pic mașina. Adică nu, nu o să ne tunăm, nu o să ne tunăm. O să facem, o să punem culori. Body, de fapt ia, hai, front bumper. Ăsta, toată ziua, rear bumper. Ăsta, că e mai așa mai mare. Ăsta. Spoiler. Iată ce... A, nu mai este aici, nu mi le arată. Să-l simt pe ăsta, lol. Cred că 300 mai am în bancă. Hud, nu mai pot. 300, te fix 300, hud, mă. Ăsta. Nu mai am nimic în bancă. Și din pricina circuit. Ok, o să fac și circuitul ăsta, pentru că nu mai am bani și îmi trebuie bani. Adică pentru episodul următor, măcar, sau chestii de genul. Uite! Uite ce bine mi-a arătat acum mașina, frate. Aia n-au tunat deloc mașinile. Uite, vezi acum oricum tot. Adică spoilerele alea nu m-au ajutat la viteza asta, e pentru looking, da. Uite-l și pe ăla, bă, ce golf șmecher și-o făcut, frate. Ce spoiler șmecher și-o pus la golf. Îmi plac alea mai pătrățoase și chestii de genul, dar e ok. Uite, mă, se bagă în mine, mă, în pulange. Ia uite, mă, ce iau, mă. Honda for the win. Bă, mi-aș fi luat Golf, dar nu știu, adică mai mult îmi place Honda ăsta. Părerea mea, acum cum vreți voi. De 14 minute filmez, holy shit, după asta trebuie să închei filmarea. Da, nu știu, jocul ăsta practic e genial, e pur și simplu, adică n-ai ce să zici, n-ai. mm.
Da, e ora 10 aproape și n-am mâncat nimic, ce respect. Trebuie să mănânc ceva, că dacă nu o să mor. Ioi. Da. Pam, șolom, 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 șolom. Mamă, deci la centimetru era să mă bușesc acolo. Ok. Uai, ce șmiche e mașina asta, frate. Deja 120 de mile, deci 160, nu. 180 la oră prind cu ea, frate. Ce bine, frate. Deci e super genial. Mai o tură, hai că e bine. Cred că lumea, plus 5 secunde, mamă, plus 5 secunde, ăla e plus 9, vai săracul de ăla, e în urmă rău. Ia uite-l pe ăla în spatele meu, dar nu contează, tot în spatele meu, nu cred că mă mai ajungem. Băgătării, împărcării, cât? 15 minute de vilon, dar nu-i bai. Da, o să mai fac videouri cu jocurile să-mi donadez și Need for Speed Carbonul ca să l-am instalat, adică asta înseamnă să ai cont de Filelist, vă rog frumos. Da, am cont de Filelist și de acolo am donadez cracker adevărat, ce mai vorbim aici. Hai, colo în cursă, n-ai cum să nu ai. O iau, vreau să iau pe acolo ca să fie mai așa, dar las-o că iau pe aici, ca să fiu sigur că nu pierd. La câte secunde în urma mea? Cum? 4, 5 secunde, ăla e cu 14 secunde, la e rip. Hai că am câștigat și noi cursa, facem noi niște bănet. Dacă dau pe high, sunt curios, dar pe high cu motorul ăsta nu cred că am cum, că iau să ai motor. Deci și dacă dai pe zi, au motoare la fel, nu. Au motoare mai proaste decât tine, dacă ai medium, au un pic de tot mai proaste. Adică aproape la fel, identice cu clasă tot mai proaste. Dacă dai mai bune, dar și motoarele mai bune decât ale tale, dar trebuie să te descurci. Collect reward. Și cred că acum asta e build. Ok, și acum cred că pe race map turnament. Asta, deci o să intrăm într-un turnament acum. Deci, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Turnamentul o să-l facem în episod viitor, pentru că turnamentul sunt mai multe curse și chestii genul și câștigi vreo 5.000, mi se pare, pe medium. E pe 5.000 pe medium. Fraților, sper că v-a plăcut un element data viitoare. Trebuie să dau un joc în bară să închid obiectul, sal.